De două ori pe săptămână, un mic pachebot care naviga în susul fluviului venind de la St. Louis și altul care cobora dinspre Kikak, acosta în satul nostru. Înainte și după asemenea evenimente, acest colț de lume aflat pe malul vestic al fluviului Mississippi era pustiu. Au trecut ani și ani de atunci, dar tot mai am în fața ochilor priveliștea de odinioară. Mătușa Polly nu avea nevoie de ochelari. Tom! Îi purta dintr-o veche obișnuință ca să impresioneze și nu ca să-i fie de vreun folos. Vasul Paul Jones, destul de vechi și de șubred, fusese vopsit din nou și își reluase călătoriile după o absență îndelungată. Dar, oricum ar fi fost, în singurătatea noastră venirea lui însemna o adevărată sărbătoare. Fumul acesta era de mare efect, iar fochiștii îl obțineau ușor. Obișnuiau să dea acest spectacol puțin timp înainte de escală, aruncând în foc câțiva butuci de molift. Noi băieții n-aveam decât o singură dorință adevărată, aceea de a fi navigatori. Uneori ne-am hrănit cu iluzia că dacă suntem cuminți, Dumnezeu ne va îngădui să ne facem pirați. Dar visele se spulberau unul după altul. Doar visul de a fi navigator nu ne părăsea niciodată. Domnul Bixby, fiind în calitatea sa de pilot omul cel mai important de pe vas, mult mai important chiar decât capitanul, binevoia uneori să comande personal manevra de acostare. Împingeți pasarela! Toată lumea ochii la mine și o singură mișcare! Atenție! Încet, jos! Înapoi! Înapoi, n-auziți? Unde dracu vă sunt urechile? Înainte! Amarați! Hei, v-ați hotărât! Înainte! Înapoi! Înapoi! Hei, firara dracului! Stop! Am zis stop! Ce vrei să o aruncați peste bord? Ia ascultă, măi, unde te duci cu butoiul ăsta? Te grăbești, ai? Porcitură de broască țesoasă și de gloabă șchioapă! Hei, drăcia dracului, ce s-a mai întâmplat? E porcărie! Dați-mă parâmă! Tom socotică sosise momentul prielnic să se afle în treabă. Spuneți-mi unde e și vă aduc eu imediat. Părea că-și atinsese scopul. Era în centrul atenției generale și nu mai aștepta decât aplauzele mulțimii. Ei, asta e bună! Îți ia fiuitul și mai multe nu! Hei, Williams, spune-i javrei de copil să se ducă la dracu! Domnul Harris, un proprietar bogat de prin părțile locului, se înapoia de la St. Louis.
avea să se petreacă cu el un incident fără prea mare importanță de altfel. Hello! Te salut, scumpul meu! Vă salut, stimați doamne! Hai grijă! Cum ați călătorit? Sper că foarte bine! Excelent! Bătrânul John plutește admirabil! Sper să-l mai vedem! E greșit! Bun, bun! Domnilor, zăresc acolo un om care a pretins în fața tribunalului că aș fi atacat curierul regional. Este un fapt inadmisibil, cu atât mai mult cu cât nici nu-l cunosc pe acest individ. Domnul Harris a fost ușor lovit. De atunci nimeni nu l-a mai văzut plecând asupra cuiva. N-am amintit acest incident decât pentru a arăta că obiceiul de a trage cu pistolul era destul de răspândit prin părțile noastre. Hei, Hans. Hei, Tom. Ce naiba faci? Scuip. Ce bine de tine. Nu poți să faci ce vrei. Da. Plin mâța de coadă. Ei, și? Pe tine nu te ceartă nimeni când îți vine să scuipi. Nu. No. Dacă e vreme bună, domn sub copaci, dacă plouă, te bagi într-un butoi, într-o școală, într-o biserică, pescuiești și nu-ți, tot ai chef. Dar aș vrea să am și un tată bețiv să n-aibă grijă de mine. Am bătrânișto. Trebuie să amintesc că toate mamele din sat se temeau de acest copil de bețivan, socotindu-l derbeteu, leneș și vulgar. Ceea ce ne făcea să-l admirăm și mai mult și să ne simțim fericiți în tovărășia lui. După 5 minute, poate și mai puțin, Tom dăduse uitării toate grijile. Nu pentru că ar fi devenit ele mai puțin amare sau mai puțin grele decât grijile obișnuite ale unui om, ci pentru că o nouă și puternică preocupare le întrecea pe toate, alungându-le pentru un moment mintea lui. De altfel și oamenii mari își uită supărările în forfota noilor preocupări. În fond, era vorba de ceva cu totul și cu totul nou. Tom învățase de la un negru să fluiere într-un fel aparte. Puteai da glas unui sunet straniu, asemănător cu strigătul unei păsări, atingând cerul gurii cu limba în timpul fluieratului. Astfel, Tom reveni spre sat cu gura plină de armonie și cu sufletul încărcat de recunoștință. Se simțea ca un astronom care a descoperit o stea necunoscută până atunci. În această stare sufletească nu putea trece pe lângă un străin fără să-l bage în seamă. În plus, acest băiat purta haine de sărbătoare și în zi de lucru. Cum te-ai chemat? Ce-ți pasă? Hai, șterge. Am mai văzut eu grozav din ăștia. Aici e hotarul. Dacă faci un singur pas, jur pe cinstea mea că te bat mă. Uite-nă! Dacă vrei să murdăresc mâinile cu tine, dă-mi cu a doi cenți și sunt gata să te bat. Las că te arăt eu și ție.
Bătaia, la o anumită vârstă, poate fi socotită un act de bravură. Lui Tom nici nu-i trebuie prea mult să se convingă că păruiala trasă lui Jeff nici nu putea fi calificată altfel. În virtutea acestei vitejii, își permise să vină acasă în seara aceea mai târziu, fără să-i treacă prin minte că uneori victoriile, oricât ar fi ele de mari, pot sfârși prin înfrângeri, mai ales când lovitura de grație nu ți-o dă dușmanul, ci unul dintre ai tăi. În cazul de față, te muta mătușă Polly. Te-am prins, strengarule, și eu care credeam că dorm de mult. Aprinde lumânarea, Sid. Iar ai umblat cu derbedeul de hat. Ți-am spus de atâtea ori să nu te mai prind cu el. Doamne, ce hal ești! Află că n-ai să mănânci nimic astă seară. Cum, hai, treci la culcare. Treci și tu, părăciosul. Lasă că te pedepsesc eu. A doua zi, pe la 10, Tom se duse să dea târcoale trădătorului necunoscut. Poate găsea prilejul fericit să iardă bătaia făgăduită. Și viteazul nostru a capitulat în fața surorii necunoscutului, fără să fi dat nici cea mai mică bătălie. Câteva zile mai târziu începură acele întâmplări neobișnuite care aveau să le dea atâta de lucru lui Tom Sawyer și Huckleberry Finn. Bună, Huck! Bună, Tom! Ce-ai scuns sub haină? Hm? Un cotoi mort. Ia arată-mi. Ui, deja țeapă, de unde l-ai? De la Ben Rogers. Și ce-ai dat pe el? O coadă de porc. Da, dar pisica n-ajunge ca să ne vindecăm de neci. Fără un cadavru de om n-am făcut nimic. Rosul William zbulește de ieri. Nu-și dă morai că pe la MAF 4. Ideea asta merită o obraște. MAF 4 era tâmplarul satului și avea o tainică înțelegere cu moartea. De câte ori începea să facă un costiug, se și găsea cine să-l folosească. Băieții nu mai dădeau doi bani pe viața lui Rosu Williams. Sânge, mereu sânge. Mâinile astea... Bătate cu sânge, mereu sânge. Măi, băieți, am un secret. Dacă știți să-l păstrați, vi l-am spune. Păi sigur, nici vorbă. Să știți însă că e o poveste îngrozitoare. Unor mă întreb și eu dacă e adevărată. Dacă mi-e cumva o născocire a minții mele. Zi, Maf, de ce mânc? Nu-i așa, Hachi? Sigur, Maf, mai întreb? Atunci fiți atenți, am să vă povestesc. N-am liniște. Mă strivește. Dacă nu o spun, mă năbușe. Ai încredere, mă. Da. E foarte greu. Te rugăm, mă. Doar suntem prietenii tăi. Actor era bețiv, n-avea niciun ban în buzunar. Încerca să se împrumute de la toți și mințea de înghețau apele. Copiii mei,
Aveți în fața voastră un ucigaș. Asta-i. Vedeți? De pe mâinile astea curge sânge. Priviți-le. Cu ele am ucis 32 de oameni. Ultima dată ai spus 40, Maf. Da, dar prea poate. Vezi, că erau atât de mulți încât nu mai ții minte prea bine câți erau. Sigur, sigur. Începea după obiceiul său cu primul asasinat. Povestea precauțiile pe care și le lua ca să îndepărteze bănuielile, apoi trecea la al doilea, la al treilea, la al patrulea asasinat și așa mai departe. Toate crimele erau săvârșite cu același cuțit de cioplit lemnul. Și întotdeauna cu acest cuțit. Uitați-vă la el. Sunt pete de sânge. Uitați-vă bine aici. Era un fanfaron romantic și sentimental. Dar poveștile lui ciudate îi îngrozeau pe băieți și le inspirau totodată cel mai mare respect. Ross Williams fusese îngropat. Nimic nu mai putea împiedica desfășurarea ofensivei împotriva negilor. Superstiții stranii rămase de la sclavii negri dăinuiau prin părțile acelea uitate de lume. O pisică moartă, aruncată după diavolul care vine la miezul nopții să ia sufletul unui mort dintr-un cimitir, putea să te vindece de negi, mai ales dacă însoțeai gestul cu anumite cuvinte misterioase. Uite aici. Ei, Huck, tu crezi că se supără Ross Williams că am venit? Știu eu, în locul lui nu mi-ar păsa dacă aș muri. Și nici dacă îl ia dracu? Tu ce crezi? N-am de unde să știu. Habar n-am ce gândesc că ia morți. Huck, și dacă nu sunt? Ce să fii? Ar fi păcat să nu existe strigoi și diavol. De ce? Mi-ar lipsi. Ai văzut vreunul? De văzut nu i-am văzut. Dar i-am auzit. Bătrânul, în schimb, câteodată îi și vede. Da, când e foarte beat. Strică tot, idiota. De ce? Pentru un complot ai nevoie de cucuveli. Suntem într-un cimitir. Ciocârlie n-are nimic sinistru. Cine a auzit de ciocârlie în cimitir? Și totuși e o ciocârlie. Și aici e cimitir. Mă rog, dacă nu te supără, la urma urmei e vorba de negii tăi. Ba, nei? Dar eu n-am nici. N-ai. Nu. Nici eu. Atunci de ce am venit? Ei, ia! Ăla-l-alt e Joe Indianu.
am sosit. Și doctor? William să-l caută. Pun ceva la cale. Hai, grăbiți-vă, grăbiți-vă. Ce poate fi? Pe naiba. Aș pune prin soare cu tine când o comoară. Hmm? Ducat sau galben. Ce comoară? Cum și comoara lui Slade. Nimeni n-a găsit-o. Hai, scoate-l. Da. Gata, dar mai spus dumneavoastră, domnule tăietor de oase, încă 5 dolari altfel, oițul lui William rămâne aici. Exact. Ce înseamnă asta? Mi-ați cerut să vă plătesc înainte și v-am plătit. Pe vremuri tatăl tău m-a băgat la zdu pentru vagabondaj. Tu crezi că am uitat? Uh-huh. Ce se aude cu micul supliment? Niciun ban mai mult decât ne-am înțeles acasă. Un bacșiș însă, dacă vrei, poftim. Pentru 5 dolari lovești tu pe cel mai bun prieten al meu, jefuitor de cadavre. Las că te învăț eu. La! N-am putut face așa ceva, e mort. Și încă ce mort, mai mort nici că se poate. Dar ce prostie. Adinare ne-a viu, dar cum a murit, ai? De cuțitul tău. Dar n-ai să crezi că l-ai gâdilat până a crăpat de râs. Vezi, o luăm pe lângă Berbison și intrăm în tăbăcărie. Bine, s-a făcut. Hai. Erai beat, Mav. Tu l-ai căsăpit. Cum? Am să tac din gură. Și acum șterge. O, Joe, te poți ca un frate, n-am să uit. Niciodată. Hai, niciodată. Nu mai pierde vremea. Pe acolo. Da. Să nu te vadă cineva. E mișcă. Da, da, da. Pe aici. Oh,
bine că am ajuns. Mult mai târziu, Tom și Huck au aflat că mortul fusese destinat studiilor de anatomie ale doctorului. Huck, ce crezi că o să se întâmple cu toată povestea din cimitir? Dacă doctorul e mort, iese cu spânzurătoare. Asta numai dacă îl prind pe criminal. Cum vrei să-l prindă dacă noi nu o să vorbim? Spui tu ceva? Eu? Oh, nu. Ci mai drept, frere. Închipuiesc că Joe Indianul scapă de spânzurătoare. O să ne facă pilav. Știi că ai dreptate? De ce mormânt? Eu l-am văzut pe Joe Indianul scoțând ochii dulăului lui Barbison. Numai pentru că îl hățase când a vrut să-l mângâie odată. Și acum Barbison are un câine orb. I-a scos ochii pur și simplu așa? Da, și n-am spus nimănui până acum. Tu ești primul. Să ne jurăm, Huckleberry Finn, e mai sigur. Tu să spui după mine. Huckleberry Finn și Tom jură să țină secret? Huckleberry Finn și Tom jură să țină secret? Toată povestea cu cimitirul și celelalte. Povestea cu cimitirul și celelalte. Să crape de-o spune ceva și chiar să putrezească. Ce vorbești, domne? Văd că nu te încurci. De unde știi? De la un negru. De fapt, ne-ar fi trebuit și un cocoș alb. Să ne mânjim cu sângele lui. Dar de unde cocoș alb? Ne descurcăm și fără el. Bal Barbison. Cine? E chiar Bal. Câinele orba lui Barbison. Nu te mișca. De ce să nu mă mișc? Nu face rău nimănui. Ți-am spus să nu miști. Dacă latră așa, Joe e pe aproape. E ca nebun când îl simte. Ce ți-a spus? Să ștergem prin dos. Te uită, Tom și Huck. Ce căutați pe aici? Nu cumva din întâmplare ați venit să mă spionați, a? Să te spionăm? Nu, Joe. Noi căutăm o lampă ruginită, de aramă. Uite, el e martor. O lampă pe care nu dă nimeni o parachioară. Lampa lui Aladin. Umflată la mijloc, cu abajurul spart. Și atunci ne-am gândit că poate e aici. O lampă atât de nenorocită nici nu poate fi în altă parte. Și ce vreți să faceți cu ea acum? Să o frecăm, Joe. Cu o cârpă, cu mânecă haine, cu orice. Important e să o frecăm. Se înțelege că va fi greu. Dar altfel ar fi păcat de trudă. O să frecăm ca niște boi. Nu-i așa, Tom? Da, o să frecăm ca niște boi. La naiba, la alea. Ei, ia ascultați. Dacă mâine dimineață auziți că îi lipsesc cuiva doi pui de găină, țineți-vă priscul. E mai bine să nu știți nimic de ei. Ar fi mai bine pentru voi. Limpede? Sigur, Joe, noi n-am văzut nimic. Pe cuvânt, Joe. Hai, plecați. Toată noaptea așteptase Tom să se întâmple ceva. Măcar un trăsnet care să-i dea de înțeles că puterea divină știe totul și nu iartă. Dacă semnul acesta se ivea, ar fi jurat că viața lui de aici încolo va fi curată ca a unui înger. Dar nepăsarea puterii cerești care începea această nouă zi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat cu o noapte în urmă, îl făcu nepăsător și pe el. Orice jurământ de îndreptare părându-i se înjositor.
problema așa că ai să întârzi de la școală. De ce? Azi e zi de școală? Nu face pe prostul, Tom. Hai, du-te și te spală. Hai, du-te odată. Se preface numai. Bine, Tom. Poți să-mi spui ce înseamnă asta? N-ai pic de rușine? De ce nu iei și tu exemplu de la fratele tău? Hai să-l plătești! Nu, stați, copii! Ați de împărat! Nactule, nu ești cu minte și nu te astâmpezi! Astâmpără-te odată! Ți arăt eu ție! Ridică scaunul! Trăiește pe lângă casa omului. Porcul este un animal domestic. El are cap, două urechi, patru picioare și o coadă. El trăiește nouă carne și grăsime. El trăiește pe lângă casa. Thomas Sawyer. Tom știa ce o să urmeze. Când i se rostea numele pe un ton atât de solemn, nu era bună. Bună ziua. Bună ziua. O să zic că iar ai întârziat. E felul dumitale de a fi punctual. Sunt gata să ascult ce scuză mai inventez și pentru ziua de astăzi. E bine, domnule, azi nu te simți în formă? N-ai găsit nicio scuză? Tocmai când se pregătea să îndruge o minciună, Tom zări două fundițe colorate. Aștept. Cu perspicacitatea omului îndrăgostit, își dădu imediat seama ale cui erau. Și încă ceva, alături de posesoarea fundițelor, se găsea singurul loc liber din clasă pe partea fetelor. Am avut ceva de vorbit cu prietenul meu, Huck Finn. Am avut un lucru important de hotărât. Domnul Dabbins rămase încremenit. Huck se bucura de faima celui mai mare derbedel din sat. Era contrar bunelor moravuri și, prin urmare, strict interzis să ai de-a face cu el. De altfel, Tom nici nu-l văzuse în dimineața aceea. Desigur, n-am înțeles eu bine ce ai spus. Ba da, ba da, domnule profesor. Ați înțeles cât se poate de bine. Ești în stare să pricepi că ai făcut un lucru grav și monstruos? Da, domnule. Recunoaște, Tom, că o pedeapsă obișnuită nu este pe măsura greșelii tale. Da, domnule. A, domnule, recunoaște. Păi ce să fac? Atunci stai! Stai jos aici! Era exact ceea ce dorea din tot sufletul. Zumzetul celor care citeau, somnul domnului Dabbins, erau semne pentru Tom că scăpase atenției generale. Thank you.
prima dată în viață, Tom își dădu seama de importanța ortografiei. Disciplina pe care până atunci nici nu băgase în seamă. Poate că dorința sa de mai târziu de a deveni scriitor începuse inconștient să prindă rădăcini chiar în clipa aceea. Arată-mi-o și mie. Nu e nimic. N-are importanță, arată-mi totuși. Dar pentru ce? De altfel nici nu prea ți s-o vezi. Nu te mai lăsa rugat, arată. Dar cu condiția să nu spui nimănui? Juri? Mută până la mormânt? Juri. Nu mai vreau. Hai. Ești îngrozitor. Sunt. Celebrul tir bușon al domnului Dubbins intrase în funcțiune. Foarte frumos. Tu ai fost vreodată la circ? Da. Și dacă o să mai vină, tata o să mă mai ducă odată. Eu am fost mai des, de 4 sau 3 ori, poate mai mult. Circul e într-adevăr o chestie. Nu seamănă cu slujba de duminică. De-aia eu mă fac clown. Sunt sigură că ai să fii un clown foarte bun. Oh, da. Un clown câștigă foarte mulți bani. $1 pe zi, zice Ben Rogers. Tu ai fost logodită? Nu. Și vrei? De știu și eu cum o fi. E simplu. Ajunge să spui că vrei să rămâi cu cineva toată viața, îi dai o sărutare și gata. Vezi, nu e greu deloc. O sărutare? Dar de ce? E un obicei, toți fac la fel. Ți-amintești ce ți-am scris pe caiet? Te rog. Nu. Dacă te rog. Nu spun. Te rog. Nu. Să spun eu? Nu, altă dată, mâine. Nu-i nevoie să spun tare, o să șoptesc. Te iubesc. Acum e rândul tău. Dar nu te uita la mine, întoarce capul. Și să nu spui la nimeni nimic. Jur. Te iubesc. Se scrie cu C. Vezi, Becky, am mers. Încă un pic de curaj. Sărută-mă. Hai, vrei? Eu nimic ca toată. Hai, Becky. Ai văzut că n-a fost greu? De acum înainte va trebui să mă iubești numai pe mine, orice s-ar întâmpla. Vrei? Da, Tom. Niciodată nu o să mă mărit cu altul. Toți sunt așa de proști. Dar nici tu nu trebuie să te însori decât cu mine. E sigur, Becky, locul n-ar duce deseori la nuntă. Vom fi mereu împreună. La școală, când ne întoarcem, jur că nimeni nu o să știe nimic. Habar n-ai ce bine să fii logodit. Te ții de mână pe sub masă și câte altele. Știi, când eram logodit cu Annie Lawrence, adică? Vreau să zic că nu sunt eu prima logodnică ta. O, Tom! Nu plânge, Becky, nici nu-mi pasă de Annie Lawrence. Chiar de s-ar târâ în fața mea ca să-l sărut, i-aș spune, pleacă. Și tu știi ce i-aș mai zice? N-ai decât să te sărut singură, păpușico. Ei spune tu asta? O, și încă cum, exact așa. Dar la început te-ai logodit cu ea așa cum te-ai logodit și cu mine. Ei, nu chiar așa. Mincinosule! Așa cum dă-te după Annie Lawrence. Thank you.
lumea toată părea numai liniște și singurătate. Luă hotărârea să nu se mai întoarcă la școală în după amiaza aceea. Voia să se dedice cu totul suferinței. Sufletul îi era copleșit de melancolie. Fusese tratat ca un câine. Ah, dacă ar putea muri pentru câteva vreme. Deodată se întrebă dacă nu cumva există și altă soluție. O glorioasă viață de pirat, de pildă. Oamenii și-ar face semnul crucii numai la auzul numelui său. Da, asta e. Viitorul îi se înfățișează în toată splendoarea lui. Se și vede revenind în satul natal între două strălucite expediții piraterești. Auzi cu încântare exclamațiile pline de respect. E Tom Sawyer, piratul, răzbunătorul negru din Marea Antilelor. Plânsul lui Becky îl mâhni la început, până ce-și dădu seama că de fapt există doar în imaginația lui. Își dorea ca acest plâns să fie a Eva, dar pentru asta și viața lui de pirat trebuia să înceapă cât mai curând. Huckleberry Finn stătea retras în reședința sa de vară. Își făcea siesta înainte de a-și continua inactivitatea zilnică. Huck! 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 Ce-i, bătrâne? Uite, am adus un craniu să te ajute să taci. Grozav! Sper că n-ai vorbit, Huck. Nu-i așa? De ce? Tu n-auzi? Dacă ar fi foc, s-ar vedea cum l-ar mirosi. Auzi? Pun pariu că au descoperit cadavrul lui Robinson. Tot ce se poate. N-ai vorbit. Crezi că am chef să hoinăresc cu ochii scoși ca dulăul lui Barbison? Nimeni nu o să mă facă să vorbesc. Bine, ia-o tu pe acolo și eu pe aici. Ne întâlnim la cimitir. Acolo nu vorbim, să nu creadă că am făcut ceva împreună. Hai, fugi. Înspăimântați de groaznica veste, toți cei care puteau umbla s-au strâns în piață. John Brown și Joshua Bedon erau cei mai vașnici apărători ai dreptății. Mârșăvia lui Parker i-a indignat în asemenea măsură, încât s-au îmbătat criță. Un cuțit plin de sânge a fost găsit lângă cadavru și identificat ca aparținând lui Muff Potter. De asemenea, un localnic, întorcându-se acasă, îl văzuse pe la două noaptea spălându-se în pârâu. Toate astea dădeau de bănuit. Mai ales spălatul în toiul nopții, deoarece se știa că Pată nu folosea niciodată. Voi o lați încolo! Chef înspre pădure! Plină de zel, garda civică pornise în urmărirea tulgherului. Restul! Toată lumea după mine, băieți! Haideți! Da,
Uite-a oprit! Cine? E cineva în foc! Să nu scape! Nu cumva să fugă ticălosul! Muff Butter venise singur de bunăvoie, dar șeriful se purta ca și cum el l-ar fi descoperit cu formidabilul său flair polițist. Nu m-am atins în viața mea de nimeni! Jur pe orice! Am venit să-l iau. Mă gândeam că e păcat de el să se piardă. Spune-le, Joe. Acum poți să vorbești. Spune-le, mie tot una. Deci bine, oameni buni, pentru că sunt prietenul lui Muff, trebuie să spun că el l-a omorât pe doctor. Tom și Huck așteptau să coboare asupra criminalului focul dumnezeiesc. Dar cerul era senin, Dumnezeu avea poate alte treburi, așa că socotire să ia exemplu și să rămână și ei neutri. De șnaps. E așa de trist aici. Măcar un pahar, un păhărel, o picătură de șnaps. E tot ce-mi doresc înainte de a muri. Un pic de tot, Tom. Un nou eveniment de seamă îl copleși pe Tom. Becky Thatcher nu mai venea la școală. E drept că îl decepționase profund ultima dată, dar dacă se întâmpla să moară? Faptul că nu avea decât un simplu guturai nu schimba cu nimic măreția tragică a propriei sale suferințe. Nici cea mai frumoasă încăierare nu reușea să-l ispite asta. Pentru el viața-și pierduse orice farmec. Nu mai exista în lume decât durere și singurătatea. Domnul protestă în mod deosebit la acest tratament hidroterapeutic pe care mătușa Polly îl aplica din când în când cu o râvnă exagerată. Așa îmbăiat, era în orice caz mai civilizat să te îmbolnăvești. Drept care Tom se îmbolnăvi. Sufletește, bineînțeles, dar trupul ascultător se luă după suflet. Niciunul din sfaturile descoperite de mătușa Polly în revistele ei de medicină familială nu era în stare să-l vindece. Nici dușurile reci, nici cele calde, nici compresele cu mărar, nici cele cu apă de bălegar fiert, nici mușețelul. Nimic, absolut nimic nu se potrivea cu boala lui. Și cum să se potrivească dacă pricina era Becky, care îl jignise și care apoi se îmbolnăvise, putând chiar să moară, fără ca el să-i poată da nici cel mai mic ajutor? Să-ți mai pun o pătură, nu? Nu ți-e frig? Nu, mătușe Polly. Să-ți dau ceva să mănânci. Nu vreau acum. N-am poftă. Nici chiar faimoasa doctorie Moartea Bolilor, un leac miraculos cu gust de foc sub formă lichidă, firește, nu i-a fost de niciun folos.
Dar dacă acest leac nu era bun de nimic pentru Tom, în schimb, Muff Potter prinsese o asemenea dragoste de moartea bolilor, încât nu lipsi prea mult să se îmbolnăvească de-a binelea, consumându-o, așa cum știa el, în cantități ce sfidau buna cuvință și moral. Trecuseră câteva zile de când Becky Thatcher lipsea de la școală. Ca un naufragiat purtat de valuri pe marea pustie, Tom trecea pe răboș zilele tristei sale singurătăți. Dar iată că o fată se apropie cu pasul legănat. Se gândi că fusese poate prea discret și începu să-și facă acrobațiile mult mai aproape de ea. Oh, unii se cred atât de deștept, dar sunt grozav de proști. Palma pe care o primise într-o zi nu fusese văzută de nimeni, deci ea n-avea nicio însemnătate pentru Tom. În schimb, insulta de acum era publică. Îl compromitea, îi distrugea autoritatea în fața celorlalți. Trebuia să inventeze ceva, ceva deosebit, care să o facă pe Becky să sufere așa cum suferea și el. Și în același timp să-i dea lui putința să privească din nou lumea cu fruntea sus. Văzând calul lui Joe Indianul în fața cafenelei la gentlemanul obosit, îl socoti drept un semn al destinului. Ce-i rămânea de făcut unui surghiunit decât să aleagă drumul lui Joe Indianul? Izbutiseră să-l împingă pe calea crimei. Neața, Tom. Tu ai vrut-o. Pum, 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 pum. 24 de împușcături în cap sau poate chiar în piept. Ce-mi pasă? N-are importanță. Hei, ce te-ai apucat? Ai încercat să mă atași pe la spate ca un șarpe, ca o reptilă, ca o fiară. Lași ce ești. Stai că trag ligioana, nici un pas mai mult. Clipa răzbunării a venit. Și vezi? Am revolverele încărcate. Lasă prostiile, mai bine uită-te. Eu zic să o ștergem. Fii gata. Ne întâlnim la miezul nopții, la Pluta Veche. Răspuns la parola, sânge. La 3 mile mai jos de sat se afla o insulă lungă și îngustă, acoperită cu pomi, căreia îi se spunea insula Jackson. La miezul nopții chiar, cei doi băieți, unul marinar și altul capitan, Tom fiind bineînțeles comandantul, se îndreptară spre ea. Era un loc bine ales și pentru a scăpa de Joe Indianul și pentru a o da uitării pe Becky, al cărui nume din demnitate de pirat nici măcar nu voia să-l mai rostească. Minunat, Hockey! Bineînțeles, mie îmi place. Niciodată n-am mâncat atâta slănină deodată. Aici nimeni nu se ia după tine că își palești un pepene de pe câmp sau culegi un pui de găină din pom. În sat mi-e lehamite să mai fur. Cu toate că, măcar din obișnuință... Ce mai? Nu ești bun pentru treburi cinstite. Pe insulă însă... Adică ce vrei să spui? Că
Mor de ciudă că nu sunt și eu ca tine. Tu ești formidabil. Eu? De ce? Ca să devin pirat, eu trebuie să mă căznesc. Pentru tine e mult mai ușor. Ești pe jumătate. Ei, bineînțeles. Luat așa. Dimineața, Tom descoperi miracolul de fiecare zi al naturii care se trezește și se apucă de treabă. Trezește-te! Ce? Hai, hai în apă! Scoală! Unde? Hai în apă! Hai mai repede! El voia să intre în vorbă cu mine. Și eu ce-am făcut? I-am spus norii destul de tare ca să audă și el că e un pozăr. Dacă s-ar mai întâmpla odată, nu i-aș mai spune pentru nimic în lume. Dar acum e prea târziu. El a murit. Vicky, dar cine știe? Nu, lasă-mă. Niciodată nu voi mai fi veselă și nu voi mai râde. Niciodată. Niciodată. Fără doar și poate că dispariția lui Tom și Huck a lăsat urme adânci și dureroase în inimile copiilor. Au ajuns chiar să se și certe pentru a stabili care fusese fericitul care a strâns ultimul mâna marilor dispăruți. Fiecare încerca să-și atribuie acest privilegiu. Un băiat, neavând cu ce să se laude, declară cu sinceră mândrie. E mea, Tom Sara Palma! Leagă-vă! Da! S-a făcut. Întâi ole și pe urmă pește. Dacă nu ne ajunge, prind eu alții. Niciunul din ei nu ducea dorul satului. Pluta fusese luată de apă, dar acest incident i-a bucurat. Ultima punte de legătură cu lumea din afară era tăiată. Ce? Nu știu ce. Nu e tunet. Precis. Ia taci. Taci odată. Că e ceva. Hai să vedem. Știu. Un înnecat asta caută. Da, da. Fac la fel ca vara trecută când s-a înnecat Bill Harris. Auzi? Unii bagă argintiu într-o pâine și o aruncă în apă. Și pâinea se oprește la fix deasupra locului unde a feștelit-o ăla. Și n-aș da să știu eu pe cine caută. Hockey! Mi se pare că știu pe cine pescuiesc. Pe noi! Pe curând! Crezi? Păi sigur! Asta e bună. Grozav m-aș bucura, nu? Dispăruseră, lumea îi plângea, erau jeliți. Desigur că Becky Thatcher avea remușcări, dar acum era prea târziu. Tom murise, pentru totdeauna. Now I could cry, where's our savior? Now I cry, where is my savior? Good Lord, can this be the end? I sing to him, begging mercy. Hallelujah to my Lord, forevermore I shall believe you'll free us one day. The slaves will be free from bound, he'll help me till then. I know we'll overcome our sins. Oh, hallelujah to my Lord, oh, hallelujah forevermore. I do believe he'll free us. My Lord, oh, my Father, take care of me always. And spare us. Now until the judgment day, we have faith in the Lord, helping hand, and one day we shall find the promise.
un băiat rău, doamnă Douglas. De fapt, ca să spun adevărul, nu era pe lumea asta băiat mai bun decât el. N-ai de ce să plângi, mătușe Polly. Se ținea numai de prostii. Și de câte ori nu ți-a scăpat el printre degete, aș putea să-ți povestesc multe. Sid, cum poți să vorbești așa acum când nu mai este în viață? Ce și eu așa? Nu am vrut să-l părăsc, crede-mă. Dragul meu, Domnul va judeca faptele lui și pe cele bune și pe cele rele. Era gata să creadă că se înnecase cu adevărat. În timp ce mătușa Polly și văduva Douglas hotărau pentru duminica ce avea să urmeze slujba de înmormântare. Pentru înapoiere, Tom a împrumutat caiacul lui Joe Harper. Bineînțeles, fără să-i spun acestuia nimic. Happy! Tu dormi în timp ce alții se spetesc. Am fost dincolo, pe malul celălalt, ca să aflu ce se întâmplă. Ei bine, bătrâne, află că duminică o să roage pentru noi. Și să-i auzi ce zic, cât timp ești în viață, nu ești decât un derbede, un neisprăvit. Și după ce ai mierlit-o, ești cel mai bun din lume. Hai, vino, pe drum îți povestesc. Pe care drum vrei să-mi povestești? E un vapor ieșuat acolo, la capul insulei. Nu-i nimeni la bord. Toți oamenii sunt plecați înspre Illinois. În bărci. Vine o furtună serioasă, nu crezi? Și ce vrea să facem pe epav? Cum ce să facem? Să căutăm ce se găsește de obicei pe epave. Aur, diamante, havane. Crezi de adevăratele că nu-i nimeni aici? I-am văzut pe toți plecând pe malul celălalt. E încă bună. Să fi fost a mea, nu lăsam aici. Să știe. Vă jur, băieți, am să tac pe cuvântul meu, Wendy. Ar trebui să te împușcă de un câine. Sau dacă știu ce mă oprește să te găuresc. Wendy, îți spun că n-am să scot o vorbă. Ți-o jur. Lasă-mă să plec. Îți dau tot ce vrei. De ce să mă omorâți? Lăsați-mă. Bineînțeles. Dacă un glonț în scăfărlie, numai așa poți închide gura unei lepre. Auzi cum se smiorcă. Și când te gândești că ne-ar fi ucis fără milă dacă nu-i puneam noi mai întâi de la gât. Bagă-ți pistolul la loc, Indy. Și te-a apucat și-o. Nu se poate. Ai spus să trag. De ce să-l omorâm acum? Nu vreau să-l omor acum. Am alt gând. Îți mulțumesc, Joe. Îți mulțumesc. Ești cel mai cinstit om de pe lume. N-am să uit asta niciodată. Hai, vino. Răzbunarea mea va fi cu mult mai cumplită. Joe! Se pe mâneca.
Era sigur că Joe o să-l prinde și o să-l omoare. Dar odată când îl morții intrat în cap, se mai liniști. Totdeauna se gândise la moarte în legătură cu alții și niciodată cu el însuși. Și n-avea niciun interes să o facă tocmai acum. Așa că se mulțumi să rămână înspăimântat. De ce nu mai lăsați-o de împușcă? Termină odată. Mai bine te-ai fi făcut cizmar. În afară de găuri, nu mai știi să faci altceva nimic. La ce dracu' trebuia să-ți murdărești labele cu el, ha? Când am găurit pielea de la care vreau să te spânzure, găurile făcute de mine au fost bune. Acum te zgârie în urechi și mă mai faci cizmar. Ascultă, Vinti, de unde până unde ți-ai intrat în cap că să-l lasă scape? Pentru că altfel m-ai fi lăsat să trag. Ai răbdare. Furtuna bate în plin. Într-o oră din hârbul ăsta nu va mai rămâne nimic. Jim Turner se va neca. Sunt sigur cum doi cu doi fac patru. Strașnic, Joe. Totdeauna ai fost mai moral decât mine. Am fost odată la școala de duminică. Se putea ivi o ocazie mai fericită de a părăsi Epava. Mai ales că de-abia în clipa aceea își dăduseră seama că luntrea lor fusese luată de valuri. Și apoi, Tom hotărâse că era cu mult mai înțelept să ajungă ei cu bine la țărm și să se nece bandiți. Clopotele au răsunat solemn. Era dangătul funebru pentru Tom Sawyer și Huckleberry Finn. Pe cât își aduc aminte credincioșii, niciodată nu s-a strâns atâta omenire în această capelă. Cel viclean. Amen. Amen.
ca text al predicii mele de astăzi, am ales... Becky s-a gândit mult timp cum să-și arate văduvia. Fiind vorba de caracterul secret al logodnei sale cu defunctul, nu era deloc ușor de rezolvat această problemă. Și totuși a găsit o soluție. Va ține în mână o batistă de dantelă neagră. În acest fel, putea să-și manifeste tristețea în ochii tuturor, fără a se expune unor întrebări nedorite. Iubiți credincioși, uneori ca azi plângem pentru păcatele. O bunătate fără seamă împogoruse din înalturile cerești în inima pastorului. De trei ori rupsese predica ticluită cu migală înainte de a veni la liturghie. Era o poruncă divină să arunce la o parte deșertăciunea cuvântului scris și învățat pe de rost și să-și lase imaginația să alerge în voie. Și, într-adevăr, niciodată pastorul în cariera lui îndelungată nu culesese atâtea suspine și lacrimi cu greu ținute în frâu. Micile obrăznicii ale celor doi erau privite acum ca semne de bună purtare, uitând cu toții că numai cu câteva zile în urmă erau socotiți niște derbedei. Nu lipsea mult ca fiecare dintre cei adunați în capelă să rămână pentru totdeauna cu credința că satul pierduse tot ce avea mai bun și mai nobil. Da, dragii mei credincioși! Firește, nimănui nu-i trecea prin cap că la ușa capelei, cei doi mari dispăruți ascultau fără să-și creadă urechilor propriul lor prohod. Păi ce mai pe mine? Și Huck, păi și el și Huck s-a necat la fel ca și mine. Domnul Dumnezeu a ascultat rugămințile noastre. Să cântăm cu toții acum glorie Domnului. Era prea mult pentru Huck. În primul rând, sărutările îl scoteau din sărite. În al doilea rând, niciodată nu-și închipuise că există cineva pe lume care să regrete dispariția lui. Duminica memorabilă trecuse. A început pentru Tom o nouă săptămână. Era convins că noi datorii îl așteaptă. Și prima datorie a unui înviat era aceea de a fi demn. Bună dimineața, Tom! Cu toate că se credea un erou, Tom nu se arăta prea mândru. Îngăduia fără niciun fel de mofturi colegilor săi mai tineri să-l admire. Am notat și deodată văd o barcă răsturnându-se. Ia aleca două coarne, patru picioare și o coadă. Ia ne dă la un singur lucru nu uitase Tom din toate întâmplările petrecute înainte de a muri. Jignirea pricinuită de Becky. Motiv suficient de întemeiat pentru a trece pe lângă ea fără măcar să o privească. De altfel era hotărât să trăiască de acum înainte singur și să se consacre în întregime gloriei sale. Intrigat, își închipui că e vorba de o manevră de apropiere sau de supunere din partea ei. Ceea ce citi acolo a vâns asupra lui efectul unei lovituri de măciucă. Nu mă duc la masă. Să vii în același loc ca al altăierii. În niciun caz acest mesaj nu putea să-i fie adresat lui. Al altăierii el mai era înnecat. Domnul își ieși din fire. Cine să fie? Manechinul din St. Louis? Sau poate Joe Harper, cel mai bun prieten al lui?
sau poate ambițiosul Daci, care știe pe de rost mai mult de 1000 de versete din Biblie și care ia toate premiile la școala de duminică. Din banca în care ședea, Becky nu putea să-l vadă fără să se întoarcă, dar știa ce se petrece în sufletul lui și era încântată să-l vadă că suferă așa cum suferise ea mai înainte. Credeți cumva că i-a fost ușor lui Tom să o aștepte pe Becky după lecții, câteva ceasuri întregi în locul unde de obicei se întâlnesc toți îndrăgostiții? Și cu toate astea a pândit-o înfrigurat. Poate, poate o va vedea ieșind să se plimbe, ca să-i spună măcar o vorbă de împăcare. M-am purtat urât cu tine și îmi pare rău. Niciodată nu o să mai fac așa. Niciodată. Nu te obosi, Tom Sawyer. Totul între noi s-a sfârșit. Păi atunci n-ai decât să-ți păstrezi pe Joe Harper sau pe Daci sau pe manechinul tău de la San Luis. Puțin îmi pasă. Și când e o să nece, n-ai decât să-ți pescuiești pe cine vrei. Eu de acum încolo nu mai exist pentru tine. Biata fată n-avea de unde să știe că în curând va fi și ea în mare încurcătură. Era mare și vă veți da seama de ce. Profesorul Dobbins ajunsese la o vârstă respectabilă fără a-și realiza ambițiile. A vrut să devină medic, dar a trebuit să se mulțumească până la urmă cu un post modest de învățător. Zilnic scotea din sertar o carte misterioasă, în a cărei lectură se cufunda ceasuri la rând. Acest frumos volum se afla întotdeauna sub cheie. Drept care toți, atât fetele cât și băieții, mureau de curiozitate să afle ce anume conține cartea. Oh, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? O să pățești, o să pățești, o să vezi tu! Dobbins o să afle că tu ai rupt cartea. Aș fi crezut asta despre tine. M-ai spionat, ești un spion, o lepădătură. De unde se întreagă mie priminte la ce te uiți? Și încă la un bărbat. Tu ești. El este, noi suntem. Voi sunteți, eu sunt. Niciodată n-aș fi crezut asta despre tine. Niciodată. Noi suntem, ei sunt, voi sunteți, ei sunt. Deschideți cărțile la lecția de astăzi. Toată lumea citește cu glas tare. Cine a îndrăznit să o rupă? Benjamin Rogers, tu ești?
Nu, domnule. Atunci tu, Joseph Harper. Nu, domnule. Susan Harper, uită-te în ochii mei și spune-mi adevărul. Tu ești? Nu, domnule. Atunci, bineînțeles că nimeni nu e vinovat. Pagina s-a rupt singură. Hm? Asta ai vrut să spui? Rebecca Thatcher! În acea clipă, Tom și-a dat seama că e dator să uite cearta dintre ei. Eu am rupt-o! Oh, Tom, cât e generos! Cu toate că Becky nu rostise cuvintele, Tom le auzise și era într-al nouălea cer. În plus, dispăruse și Joe Indianul odată cu epava și în calea eliberării lui Muff Potter nu mai era nicio piedică. Nu se putea ca Becky să-l lase pe generosul ei Tom nerăsplătit după o faptă atât de cavalerească. Iar bucuria împăcării o făcu pe Becky să treacă cu vederea spaima de o clipă pricinuită de un șoarece luat pe Tom drept altceva. Acest altceva nu era decât Joe Indianul, de a cărui răzbunare se temea și a cărui răzbunare era mai aproape decât și-ar fi închipuit în acele clipe de vis și încântare. Avea să învingă Joe sau Tom? Desigur, n-aș face niciun secret din această întrebare dacă aventurile lui Thomas Sawyer și Huckleberry Finn s-ar încheia aici. Dar ele se cuvine să fie duse mai departe. Căci, așa cum nu poate fi oprit zborul fără de hotare al păsărilor, nici autorul nu poate curma zborul fără opreliști al imaginației sale.